Să primim cu aplauze intrarea în arena a arbitrilor și jucătorilor celor două echipe, evident pe acordurile imnului CS Arsenal Tulare. Bună regăsire, prieteni ai fotbalului, vă spun în această dimineață de noiembrie, destul de călduroasă însă de aici, de la Tunari, acolo unde se desfășoară un meci derby în campionatul Ligii Secunde de fotbal, un meci între două echipe din județul Ilfov. Este vorba de CS Tunari și Concordia Chiajna, sunt Cristian Frisc și vă spun încă din start că la un moment dat veți auzi ceea ce voi transmite și pentru Metropola TV și Radio Sport Total FM, deoarece tot eu sunt și corespondentul telefonic al posturilor menționate de la această partidă care stă să înceapă și chiar acum arbitrul Marius Omuț din Satu Mare a fluierat startul meciului, lovitura de începere a aparținut celor de la Concordia Chiajna, vulturii verzi, să le zicem așa, pentru că ei sunt în culorile tradiționale alb și verde. Iată-i atacând încă din start o minge care a fost acolo respinsă de apărare. L-am nominalizat pe Marius Omuț. Colegii săi de brigadă sunt Ionuș Erchian din Medgidia și Jolt Copriva, de asemenea din Satu Mare, Alexandru Despina, al patrulea oficial din București. Stan Prodan din Alexandria este observator de joc și Petre Badea din Tulcea, observator delegat cu problemele de organizare ale acestei partide. Am prezentat echipa de oficiali, să prezentăm și cele două formații. Oaspeții de la Chiajna cu Denis Oncescu în trebuturi, Alexandru Stănică, Denis Ispas, Gerson Ghimaraeș, Daniel Dumbravă, Florin Achim, Andreas Burcea, Rareș Lazăr, Gabriel Torje, Dorin Codrea, Adrian Bălan. Acesta este 11-le de start, rezerve Ciontoș pentru postul de portar, Corbu, Pârvulescu, Ghinfus, Hlistei, Moise, Adrian Popa, Cocoș și Alexandru Pop. Eric Lincar este antrenorul echipei care se află pe locul 6 în clasament cu 19 puncte acumulate, în vreme ce Tunariul, a doua reprezentantă a județului Ilfov în Liga a doua, se află pe locul 17 cu 10 puncte. Distanța totuși mică, 9 puncte înseamnă 3 victorii între partea de jos a clasamentului și, iată, partea superioară, partea sextetului de play-off. Foarte frumoasă această acțiune cu Dorin Codrea. Codrea, bună pasă la interior, Mihăescu a intrat acolo prin alunecare. O minge care se îndrepta către Adrian Bălan, revin în posesie cei de la Chiajna, este Dumbravă care încearcă să tragă de la distanță, o face însă peste bara transversală. Dani Zvoranu în poartă la Tunari. Jucătorii de câmp sunt Barfă, Leca, Rogac, Sima, Plumbuitu, Bustea,
Mihai Ene Mihăescu, care este și capitan de echipă, Vasile Constantin și Mirko Ivanovski. Rezerve Moroz pentru postul de portar, Novak, Tache, Dragoș Gheorghe, Florică, Luca Mitrică, Stoian, Alexandru Gheorghe și Alexandru Stoian. Sunt doi de Stoian, Adrian Stoian și Alexandru Stoian, capitan de echipă Mădălin Mihăescu, purtătorul tricoului cu numărul 6, antrenor Ștefan Odoroabă, secundat de Alin Ilin și de Corneliu Fulga, ultimul fiind antrenor de portari. Pe banca tehnică a echipei gazdă, CS Tunari, se mai află masurul Andrei Brăteanu, medicul Constantin Horcea Ostafe și team managerul Laurențiu Vlădilă. O minge lungă încercată de către Denis Ispas. Balonul cade în careul advers și e prins apoi de Izvoranu fără niciun fel de problemă. O etapă foarte importantă cu multe meciuri extrem de interesante aici, prieteni. A sărit acolo și a deviat acel balon cu capul, după cum am văzut. Da, cred totuși că văd o schimbare în teren. Adrian Stoian, numărul 15, este în teren pentru... Ba nu, este Plumbuitu, numărul 19, am confundat eu. Plumbuitu care intră tare acolo și îl lovește pe Ispas. Cei doi au și o mică dispută verbală, dar calmată de către brigada de arbitri. S-a mișcat mingea, anunță arbitrul Marius Omuț, cel care vrea să fie foarte pedant și impune respectarea reglementărilor la orice astfel de reluare a jocului. Ispas este purtătorul, sau posesorul mai bine zis, nu purtătorul, unui șut foarte puternic. Pe vremea când evolua la turnul Măgurele, a trimis o minge din cercul median, de la mijlocul terenului, la Constanța se întâmpla, în bara transversală. Ghimaraeș a fost acolo, Stănică trimite înapoi pentru portarul Oncescu, acesta degajează, foarte bine a încercat să preia Bălan ca un pivot, din nou Bălan între linii, combinația acolo cu Burcea, Bălan pătrunde în careu șutul lui Burcea, stopat de Plumbuitu și e lovitură de colț pentru Concordia Chiajna. Minutul 5 al partidei, Tunari-Chiajna 0-0, foarte greu meciul. Ambele echipe au obiective diferite, dar la ambele le trebuie punctele puse astăzi în joc. Tunariul a demonstrat că este o echipă recrudescentă, o echipă cu capacitate de a reveni. Iată mingea din nou la executantul cornerului, lovitură de cap și este gol! Gol pentru formația oaspete, marchează Dorin Codrea. 1-0, acesta a reluat cu capul din interiorul careului și 1-0 pentru Concordia Chiajna, prieteni, în minutul 5. Mă aștept, prieteni, din moment în moment să fiu sunat și de cei de la Metropola TV pentru a intra în direct să relatez faptul că aici, la Tunari, pe stadionul Arsenal, s-a deschis scorul. Concordia Chiajna conduce cu 1-0, gol marcat de Codrea, după cum ați văzut, cu o lovitură de cap la acel corner. Da, dar rămân. Thank you.
Bună regăsire, prieteni, la iMetropola TV și Radio Sport Total FM. Într-adevăr, în derbiul ilfovean de pe stadionul central Arsenal-Tunari s-a deschis scorul încă din minutul 5, când capitanul echipei oaspete, Dorin Codrea, a reluat cu capul de undeva de la 6-7 metri de pe colțul lung la o lovitură de colț de pe partea dreaptă. A fost o centrare, s-a respins în primă instanță, dar tot la executantul cornerului, care a mai trimis o dată înalt și a doua oară Dorin Codrea a reluat cu capul în plasă, deschizând scorul. A fost o lovitură pe colțul lung, în diagonală, nicio șansă pentru portarul Izvoranu să intervină la acea fază care, v-am spus, s-a consemnat în minutul 5. Iar acest debut abrupt de partid aici, în derbiul ilfovenelor, anunță un meci care nu va fi nici de cum plictisitor, pentru că s-a deschis scorul repede și sunt convins că echipele se vor dărui. Apropo de echipe, dacă pot să le și menționez, vă rog să-mi dați ok-ul din studio. Așa vom face. Denis Oncescu este portarul Chiajnei. Începem cu oaspeții, cum ne impune eticheta, desigur. Linia de fund este formată din trei: Alexandru Stănică, Denis Ispas și Gerson Ghimaraeș. Oamenii de flancuri sunt Achim pe partea dreaptă, respectiv Dumbravă pe partea stângă pentru Chiajna. Mai este la mijloc închizător Dorin Codrea, cel care a și marcat golul cu capul. Apoi, în faza de construcție, oaspeții mizează pe Gabriel Torje, pe Rareș Lazăr și implicit pe Adrian Bălan, vârful de careu al formației conduse de către Eric Lincar. De partea cealaltă, CS Tunari îl are în poartă pe Dani Zvoranu, linia de fund Barfă, Leca, Rogac și Cusima, la mijloc Plumbuitu, Bustea, Ene, Mihăescu, care este și capitan de echipă, Vasile Constantin și Mirko Ivanovski sunt atacanții formației conduse de către Ștefan Odoroabă. Arbitrul delegat la centru este Marius Omuț, care a venit tocmai din județul Satu Mare, ca și unul dintre asistenți, Jolt Copriva. Celălalt asistent vine din Medgidia, județul Constanța, și se numește Ionuș Erchian. Al patrulea oficial este bucureșteanul Alexandru Despina, iar observatori pentru arbitri Stan Prodan din Alexandria, respectiv pentru joc Petre Badea din Tulcea. Acestea sunt primele detalii. Să mai spunem că este o dimineață foarte frumoasă, este destul de cald, în jur de 17-18 grade Celsius la Tunari. Terenul de joc văd că arată mult mai bine decât în alte circumstanțe. Au apărut niște petice bazonate, să zicem așa, pe gazon, care au altă culoare, dar măcar se poate juca la un nivel tehnic, zic eu, decent astăzi în partida dintre Tunari și Concordia Chiajna. Așadar, prieteni, ați auzit ceea ce am și precizat pentru Metropola TV și pentru Radio Sport Total FM. Suntem în minutul 10 al partidei. Conduce echipa oaspete cu 1-0. Codrea a reușit deschiderea de scor. În tribune sunt aproximativ 400 de suporteri, aș spune eu, 400 de iubitori ai fotbalului. Să-i vedem acum pe cei de la Chiajna cu Ispas, o pasă care l-a căutat pe Dumbravă în partea stângă, aruncare de la margine pentru Chiajna, executată înapoi, a primit acolo Rareș Lazăr. Gerson Ghimaraeș, foarte solidă această apărare cu trei oameni, trei stoperi pusă în teren de Eric Lincar. Au schimbat Stănică și Ispas între ei, balon trimis lung în careu, dar a respins Mihai Leca acolo. O nouă posesie tot pentru echipa albverzilor. Ispas încearcă de la distanță, șutul său cu piciorul stâng este însă imprecis. A jucat la grupul școlar agricol Nucet din județul Dâmbovița, Nucetul fiind o adevărată școală, un adevărat laborator, dacă vreți, și nici de cum experimental, ci laborator care a creat foarte, foarte mulți fotbaliști pentru primele două eșaloane naționale de-a lungul timpului. În același timp, grupul școlar agricol Nucet a fost întotdeauna o echipă puternică la nivelul juniorilor republicani, participând deseori în fazele finale ale competițiilor pe sectoarele de vârstă juvenile. Mihăescu faultează acolo. A fost chiar sub ochii arbitrului această neregulă pe care a comis-o mijlocașul la închidere, purtătorul banderolei de capitan, Mădălin Licuță Mihăescu, jucător cu ștate vechi de serviciu în prima ligă, însă care, iată, pare într-un fel la apusul carierei, deși foarte în vârstă fotbalicește vorbind nu este. Mihăescu e născut în 1988. În ziua de astăzi, când longevitatea este foarte crescută, foarte ridicată, atunci când auzi de un jucător născut în 1988, nu ți se pare un lucru deosebit.
Mirko Ivanovski a pierdut acolo duelul aerian cu Alexandru Stănică. Balonul din nou la Dumbravă, care pasează inteligent pentru Burcea. Acesta a încercat ruperea de ritm, dar n-a putut să treacă acolo de unul dintre fundași. Mihai Leca și Radu Rogac, doi apărători puternici, înalți, robuști. La fel Barfă și cu Sima, oamenii care asigură flancurile în defensiva Tunariului. Păcat însă de acea fază fixă, e genul acela de faze la care pare că nimeni nu are vreo vină. Pur și simplu a scăpat din marcaj la a doua centrare venită de pe partea dreaptă, capitanul echipei oaspete Dorin Codrea, și acestuia nu i-a trebuit o a doua invitație. Mihăescu recuperează la mijlocul terenului, încearcă să dirigeze balonul, dar totuși cam lent. Sima, cel care l-a înlocuit pe Sin, n-a fost foarte pe placul antrenorului Ștefano Doroabă. Sin, care, iată, nu mai este în lot, nu mai este convocat pentru această partidă. A aruncat Leca de la margine. Plumbuitul luat acolo de Denis Ispas, un contact generat de către fundaș. E faul, dar nu e de galben. A sărit și o brazdă din gazon. Lovitură liberă pentru CS Tunari. Mihai Ene este executantul acestei lovituri libere, trimite către un careu supraaglomerat. Gerson Ghimaraeș sare acolo, respinge, lovind de două ori la rând mingea cu capul. Bustea. Centrarea lui Bustea. Codrea, foarte bun la jocul aerian, iată-l respingând și de această dată. Ajunge mingea la Mihai Ene în cercul median, pasează scurt spre Robert Barfă, acesta îl depășește pe Burcea, dar se întoarce, cu toate că exista un traseu acolo pe care putea Barfă să-l valorifice mai bine. Sima nu reușește acolo să combine pe contraatac. Burcea, Bălan primește. Excelentă preluarea, pirueta, se întoarce cu fața către poarta, Burcea, pericol în careu, Burcea, Mihăescu încearcă să-l incomodeze, Burcea aproape de a-și duce la capăt acțiunea de dribling. Ene, Mihăescu. Trebuie un pic mai multă viteză în joc, în special la mijlocul terenului. O pasă de care răspunde Barfă, preluarea este acolo însă dejucată cu ușurință de către Daniel Dumbravă. Gerson Ghimaraeș, Denis Ispas, Concordia Chiajna vrea din nou în prima ligă, chiar dacă începutul de sezon a fost unul ezitant, cu multe fluctuații. Concordia Chiajna a pierdut un meci în primele etape cu Alexandria, cu o altă nou promovată pe teren propriu, 1-0. A fost una dintre marile surprize ale competiției. Atunci tot Ștefano Doroabă, actual antrenor de la Tunari, era pe banca tehnică a echipei Teleormănene. La acel meci s-au acordat mai puțin de 16 minute de prelungiri. Și culmea este tot că arbitru pentru acea partidă a fost botoșeneanul Baciu, același care a arbitrat și săptămâna trecută meciul dintre Progresul Spartac și Alexandria, 1-3. Un meci însă foarte frumos, mult mai sus din punct de vedere al nivelului tehnic și tactic decât ultimele două locuri din clasamentul Ligii Secunde. Deci se pare că Baciu este cu noroc pentru Alexandria. Două victorii în deplasare, ambele pentru formația din capitala județului Telorman. Ne întoarcem însă în Ilfov. Este primul meci oficial între Tunari și Chiajna în campionat. Până acum au fost în eșaloane diferite. O singură dată s-au văzut, acum câțiva ani, dacă nu înșel, doi, în tururile inferioare din Cupa României, și Chiajna a câștigat atunci cu 1-0. Mihăescu încearcă o deschidere până la Sorin Bustea. Barfă preia. Plumbuitul.
Încearcă acolo din aripă să dea o pasă bună, dar opoziția lui Daniel Dumbravă este suficientă și avem aruncare de la margine executată. Bustea încearcă pătrunderea în careu, centrează în blocaj. Mădălin Mihăescu intervine, este faul, dar arbitrul a lăsat clauza avantajului. Burcea nu mai este mingea de acolo, Plumbuitul deposedează, nu se mai poate reveni acum la acel fault care a fost, trebuie să recunoaștem. Mihăescu încearcă acum să iasă din apărare cu Florin Achim, formația din Chiajna. Pasa însă a fost greșită. Ajunge balonul la Dani Zvoranu, golkeeperul care a prins locul de titular și nu l-a mai lăsat la CS Tunari. Iată-l din nou pe Zvoranu. Mă uitam aseară la un meci din Arabia Saudită pe care Al Ittihad cu Benzema în prim plan, în atac, l-a câștigat în fața echipei lui Tătărușanu, Abha, 4-2. Tătărușanu n-a avut absolut nicio vină la niciunul dintre cele patru goluri pe care le-a încasat. Hat-trick Benzema, pasă de gol Benzema și penalti scos. Penalti pe care tot el l-a executat, de aceea a ieșit că a fost implicat cu 5 puncte, să zicem așa, ca la hockey. Penalti obținut, pasă și 3 goluri. Balonul de aur, Plumbuitul, întâmpinat de Ispas, reușește pasa la timp ca să nu piardă mingea. Mihăescu încearcă angajarea pentru Bustea, deloc rea această intenție. Nu, n-a fost Bustea acolo, ci Vasile Constantin, numărul 88, fost jucător și el de primă ligă. Tunariul a remizat tot aici acasă cu Voluntari, 1-1, în grupa de Cupa României. Așadar, partidele cu echipele din Ilfov se pare că sunt de bun augur pentru formația din Tunari. Leca, fost campion în Țara Galilor. Mihai Leca a și jucat în prima ligă, de asemenea, pe vremea când exista Juventusul, dacă vă aduceți aminte, actuala Daco Getica. La acel moment, pentru Juventus a existat o somație scrisă de pe adresa clubului cu același nume din Torino, evident, însă mult mai titrat. Juventusul era pe ultima poziție în Liga 1, așa se numea atunci Superliga de acum, și Juventus Torino, având marca înregistrată pentru nume și pentru folosirea simbolurilor, a solicitat Juventusului din București să nu mai utilizeze respectiva denumire. Deși Juventus București, tot așa dacă apelăm la istorie, este un nume foarte, foarte vechi. Dacă nu mă înșel, cred că e chiar mai vechi decât Juventus Torino, care a avut o altă denumire în perioada de început a secolului al XX-lea, atunci când Juventus București era un fel de echipă etalon al eleganței pe teren și în afara lui, în protipendada interbelică. Revenim în actualitate, minutul 21 al partidei dintre Tunar și Concordia Chiajna este 0-1, gol marcat de către Codrea în minutul 5. Ispas în posesia mingii. Nu s-a mai întâmplat mare lucru după marcarea acelui gol. Cele două echipe au preferat, să zicem așa, un joc destul de tacticizat. Săptămâna viitoare se va întrerupe campionatul, știm bine, pentru faptul că echipa națională a României va juca împotriva Israelului și Elveției pentru calificarea la campionatul european din Germania 2024. Apoi, Tunari are acasă cu Chindia Târgoviște, două meciuri pe teren propriu, următorul este pe 25 noiembrie, sau în perioada respectivă, posibil ca acel meci să se joace de la 11:30, dacă bine am înțeles eu din anumite surse, în vreme ce pentru Chiajna vine o partidă acasă cu Unirea Slobozia, o partidă contra actualului lider, Unirea Slobozia, care a pierdut partida din această etapă. Schellenberg ar putea o detrona dacă reușește să ia puncte astăzi, punct sau puncte, pentru că și Sibieni au același număr de puncte ca și Slobozia, 27. Numai că formația din Schellenberg n-are drept de promovare. Știm bine, în această ligă secundă e un adevărat carusel. 8 echipe nu au drept de promovare dintre cele 20 prezente în eșalon.
Așadar, 40% dintre echipe nu pot urca. În schimb, conform regulamentului, pot să avanseze în play-off. Și tot așa, pe surse, vă spun că ar fi o oarecare discuție legată de posibilitatea acestor echipe care nu au drept de promovare de a juca în play-off. E cu dus și întors, dacă mă întrebați pe mine, pentru că da, e clar că arbitrează play-off-ul, neavând dreptul nici măcar de a juca barajul de promovare retrogradare, dar pe de altă parte, dacă impui unei echipe care a obținut locul în sextetul fruntaș de play-off să nu joace acolo, automat îi anulezi șansele de a rămâne, șansele matematice. Căzând în play-out, există șanse matematice pentru oricine, practic, să retrogradeze. Pe când așa, o echipă fără drept de promovare își securizează locul în eșalonul secund, urcând în play-off. Un șut acum din afara careului, care a trecut peste bara transversală a porții lui Izvoranu. Am trecut de jumătatea primei reprize, am intrat în minutul 24, prieteni, Dunari Chiajna 0-1. Să ne uităm un pic pe flash score, să vedem și alte rezultate, pentru că este un calup important de meciuri care se dispută de la această oră, ora 11, ora până la urmă oficială pentru Liga Secundă, ora matineului, toată lumea știa de această oră ca fiind dedicată fotbalului din Divizia B de pe vremuri. CSM Alexandria, Corvinul Hunedoara 0-1, Schellenberg, Progresul Spartac 0-0, Slatina, Dumbrăvița 1-0, Metalul Globus, Viitorul Pandurii Târgu Jiu 0-0 și Unirea Dej, CSM Reșița 0-1, cu excepția partidei de la Slatina, unde conduc gazdele pe toate celelalte stadioane, mai puțin la Metalul Globus și la Schellenberg, unde încă nu s-a deschis scorul, oaspeții sunt în avantaj. Bălan sare acolo, Leca respinge de lângă el și vine un șut deloc rău pe care l-a expediat Torje. Evident, și Gabi Torje este un jucător ce poate să facă diferența. Este un jucător titrat pentru nivelul eșalonului secund. Mihai Ene, pătrund de acolo, rămâne în posesia mingii. Ene o pasă către partea stângă, este acolo Sima. Centrarea în careu este respinsă de către Denis Ispas. Mihăescu se rea atacul cu același Ene, iarăși o centrare, Ivanovski n-a ajuns la minge, a și pus mâinile acolo pe Gerson Ghimaraeș, arbitrii n-au dat însă nimic și apoi vine o minge greșită acolo de către Daniel Dumbravă, care acordă corner. Centrarea lui Ene, ocazie acolo și cât pe ce ca Plumbuitul, dacă nu greșesc, nu, n-a fost Plumbuitul, a fost Rogac, aproape de a se așeza, nu, nici Rogac, ci Leca. Mingea a fost preluată de el pe piept acolo, a sărit din gazon, n-a apucat însă și să expedieze șutul Mihai Leca. O degajare lungă, intervenția semnată de către Leca, aruncă din nou mingea spre careul advers, Ivanovski preia, Ivanovski cade și este indirectă. Cartonaș galben, Mirko Ivanovski a încercat acolo să simuleze, să obțină un penalti, nici nu cred că a fost atins nord-macedoneanul. Arbitrul a văzut acest lucru și i-a dat cartonașul galben pe bună dreptate. Gerson Ghimaraeș renunță să execute această lovitură liberă indirectă în favoarea portarului Denis Oncescu.
Degajare lungă, Mihăescu nu sare acolo, trece mingea de el, nu și de Leca. Aruncare de la margine pentru Chiajna de pe partea dreaptă. Oaspeților le convine cum arată tabela de scor, evident, 1-0. Un gol marcat relativ repede în startul partidei. Practic, meciul a început de la 1-0 și, așa cum spuneam și pentru Metropola, mi se părea că este mai interesantă partida după deschiderea de scor. Iată însă că pare să avem altceva. Da, jocul după aceea s-a blocat pe undeva prin treimea neutră, pe la mijlocul terenului. Rogac ia fața acolo lui Burcea, reușește să paseze către portar, către Izvoranu. Acesta îndepărtează din zona de contact pentru Barfă. Blocat Barfă acolo de Daniel Dumbravă. Astfel, toată echipa Chiajnei se poate replia și se poate așeza pe poziții prestabilite în așteptarea unei degajări lungi care va veni de la portarul Izvoranu. Degajare imprecisă din colțul careului mic. Iarăși o aruncare de la margine pentru Concordia. Antrenorul Odorabă încearcă să discute acolo un pic cu portarul pentru a-i indica acestuia să trimită mingile ceva mai precis, mai pe mediana terenului. Foarte bine la deposedare acolo Codrea, care i-a furat mingea lui Mihai Ene. Leca, excelent, a jucat acolo Leca, unul dintre cei mai buni fundași pe care i-are în lot, Ștefan Odorabă. Păcat de Fustar, care este accidentat. Vorbeam cu jucătorul croat și acesta îmi spunea că regretă foarte, foarte mult faptul că nu poate să evolueze astăzi într-o partidă atât de importantă pentru echipa lui. Va fi minge de arbitru după această oprire a jocului. Și va fi o schimbare acolo, din câte am văzut, Gabi Torje va fi înlocuit pentru că s-a accidentat. Indică și arbitrul Alexandru Despina acest lucru, dar deocamdată îl vedem pe Bălan. Offside, se ridică fanionul de la margine. Acum se efectuează schimbarea după accidentarea lui Gabi Torje. Da, în locul său intră Cătălin Hlistei. Schimbare la Concordia Chiajna, în minutul 32 a ieșit accidentat Gabriel Torje, înlocuit de purtătorul tricolului cu numărul 94, Cătălin Hlistei. Mihăescu deposedat acolo și iată-l pe Hlistei la prima atingere de balon. Hlistei încurcat ulterior de către Sorin Bustea. Rogac pe linia careului mare. Către Barfă, care este în dreapta. Stop bun. Vine Dumbravă imediat la pressing. Mihăescu
Pasă greșită, Plumbuitu vine să recupereze. Ispas trimite inteligent în Ivanovski pentru a obține aruncarea de la margine. Gerson Ghimaraeș. Pressing de unul singur, fără șanse de izbândă acolo la Mirko Ivanovski. Și Burcea pare să se fie accidentat și el. Ar fi un ghinion maxim pentru echipa lui Eric Lincar să mai piardă un jucător după ce Gabi Torje a fost înlocuit după puțin mai mult de jumătate de oră din cauze medicale. Deocamdată nu cred însă că se pune problema ca Burcea să fie înlocuit. Mirko Ivanovski, nemulțumit că a luat galben și încerca să explice că n-a simulat în careu, ci în afara careului, dar foarte calm arbitrul Ionuș Erchian i-a explicat faptul că simularea poate fi oriunde pe teren. Ionuș Erchian, care, dacă nu mă înșel, a fost delegat săptămâna trecută la o partidă de Liga a 3-a, disputată pe o ploaie diluviană pe stadionul municipal din Brăila. Ce păcat de un oraș așa de frumos și cu o tradiție fotbalistică și sportivă atât de bogată ca Brăila. S-a jucat fotbal polo, după cum scria și Liga 2.ro, în meciul dintre Dacia Unirea Brăila și CSM Râmnicu-Sărat, întreruptă de două ori partida, câștigată până la urmă de buzoienii de la Râmnicu-Sărat cu 4-1. Au fost bălți pe teren, s-a micșorat suprafața, lățimea, cu câte 3 metri de fiecare parte, ca până la urmă să se poată termina acel meci. Cam de pe aici a șutat în bara transversală la Constanța într-un meci ispas. Cu piciorul stâng execută greșit această lovitură liberă, pune pe contraatac echipa tunăreană și este cartonaș galben. Burcea a intervenit din spate, a rupt acest contraatac, fault din motive tactice, dar penalizat pe bună dreptate ca o comportare nesportivă. Și așa este, e comportare nesportivă. Minutul 35, CS Tunari, Concordia Chiajna 0-1. Însă știm bine, Tunariul atacă mai vârtos, cu mai multă eficacitate la peluza Tunurilor, adică în direcția în care va fi în repriza secundă. Zic și eu, ca să încurajăm un pic echipa locală, într-o partidă foarte grea, Chiajna, spuneam, este una dintre echipele fruntașe ale seriei. Barfă se pregătește să execute această aruncare de la margine, o face către Careu. A sărit acolo Codrea, dar n-a fost fault, deși a încercat și el să obțină o astfel de decizie. Bustea între doi jucători adverși, blochează Barfă, cere cornerul, dar arbitrul asistent, fiind foarte aproape, a sesizat probabil că nu a fost așa ceva. Rămâne 1-0 pentru echipa din Chiajna, minutul 36 al acestei prime reprize. Cu excepția golului, trebuie să recunosc, faze care să fi necesitat o atenție deosebită din partea publicului, cifrat, spuneam, la vreo 400 de spectatori, cam așa. Trecem din nou în revistă rezultatele de pe alte stadioane. CSM Alexandria Corvinul Hunedoara 0-2. Schellenberg Progresul Spartac 0-1. A deschis scorul din penalti Progresul Spartac. CSM Slatina Dumbrăvița 1-0, Metaloglobus Viitorul Pandurii Târgu Jiu 0-1 și Unirea Dej CSM Reșița 1-1. Iată, Spartac, Progresul Spartac ar putea face o mare surpriză și să învingă la ocupanta locului secund. Ar fi o bombă de proporții dacă acest lucru s-ar întâmpla. Balon stăpânit acolo de Sima, care a pasat înapoi pentru Rogac. Mihăescu, Vasile Constantin încearcă accelerația spre stânga la Mirko Ivanovski. Norma Cedoneanul centrează destul de bine spre Plumbuitu. Mingea trece prin fața porții. Balon degajat acolo, preia Hlistei. Foarte bine se asociază cu unul dintre mijlocașii defensivi.
Burcea, spațiu liber, este și avantaj după acea alunecare a lui Mihăescu. Hlistei prea în banda stângă. O pasă în spate acum pentru Codrea. Capitanul de echipă mai departe a jucat simplu, dar foarte eficace în acest context, până la Stănică. Leca respinge cu capul și îl atinge balonul acolo pe jucătorul Chiajnei, neatent Florin Achim, care când s-a ferit, când s-a lăsat în jos, a fost atins de minge, aceasta a ricoșat afară și este aruncare de la margine pentru Tunari. Mihăescu, Ene, pasă stopată în câteva mișcări suplimentare. Evident, din acest motiv s-a pierdut orice fel de element surpriză posibil. Iar degajarea lui Zvoranu cred că este a doua sau a treia în această repriză imprecisă. O pasă lungă, intră în careu acolo, dar nu reușește mare lucru Dumbravă. A respins acolo Barfă. Hlistei încearcă să îmblânzească acel balon. Este deposedat de Sorin Bustea și el, jucător experimentat. Degajarea lui Zvoranu pentru Ivanovski. Îl ceartă pe arbitru acolo Ivanovski și nu cred că aceasta este soluția optimă, pentru că, bun, înțeleg, știe limba română, dar nu poți să cerți pe toată lumea cam cum face Mirko Ivanovski de fiecare dată. Mihăescu pune mingea jos cu talpa ca la futsal. Codrea, foarte bun Codrea, în toate sectoarele jocului a participat în această primă repriză. Vasile Constantin singur este faultat, cade cu mâna pe minge. Se execută repede pentru Bustea, care mută jocul în flancul drept. Avansează Barfă. Mihăescu acum. Vasile Constantin. Și șutul lui Mădălin Mihăescu de la 25 de metri peste bara transversală însă. Am intrat în minutul 40, Tunari Chiajna 0-1. Leca reușește să respingă acolo, degajare din vole, mingea ștearsă de Burcea, care după intrarea lui Hlistei s-a mutat ceva mai în centru să ocupe locul lăsat liber de Gabi Torje după ce acesta s-a accidentat. Imprecisă combinația în stânga, Achim recuperează, dar și el pasează prea tare spre Bălan. Vasile Constantin pasează din fault acolo până la Plumbuitu. Pătrunde Plumbuitu, centrare Ivanovski, nu ajunge însă la minge. A trecut mingea, a fost recuperat acolo de către Sima. O nouă minge care a fost trimisă spre zona de la mijlocul careului. Leca a primit de la Bustea și el regresează această posesie la portarul Izvoranu. Degajare din nou pentru Bustea. Ispas intervine și câștigă duelul aerian. Mihăescu a pierdut, dar a fost offside. O venire din poziție neregulamentară a lui Rareș Lazar. S-a reactivat poziția lui și arbitrul implicit a ridicat offside. Mihăescu. Leca. Barfă. O pasă moale. Hlistei interceptează acolo. Pentru Bălan această minge. În spate la Codrea, care... Pardon, la Codrea. Acesta ulterior a pasat foarte bine spre Dumbravă, care nu l-a depășit pe Barfă. Minutul 42. Hlistei... Ispas, Cordea. Pasă
Pasă lungă, în diagonală, Cordea reușește stopul frumos în vârful bocancului. Centrarea este atinsă, este deviat acolo de Plumbuitu și va fi lovitură de colț pentru Chiajna. Foarte bună această lovitură de colț, respinsă însă de Leca. Apoi șutul lui Achim, prinde Izvoranu cu siguranță, aleargă până la marginea careului pentru a micșora distanța de a degaja, dar trimite iarăși pe o altă direcție față de cea pe care era plasat vârful Mirko Ivanovski. Bălan controlează acea minge, foarte bună pasa pentru atacul în banda dreaptă. Bălan din nou cu Achim, un 1-2 pe spațiu foarte larg, foarte deschis între cei doi jucători. Tot Achim la minge, minutul 44, prieteni, între Tunar și Chiajna. 0-1 a marcat Codrea în minutul 5. Centrare și mare ocazie, Bălan iarăși în stil britanic. Chiajna are șansa de a face 2-0. Liber, nepermis de liber între Leca și Rogac acolo. Bălan s-a desprins de la sol cu ușurință și pentru că n-a fost jenat de nimeni, nu a fost absolut niciun apărător în spațiul din proximitatea sa, așa că mișcările au fost foarte lejere, dar cu toate acestea Bălan a ratat incredibil. Un gol marcat acum de Chiajna probabil că ar fi lămurit într-o situație destul de mare soarta celor 3 puncte puse în joc astăzi. Faultează Mirko Ivanovski în săritură, îl doboară pur și simplu acolo pe Rareș Lazar. Burcea, foarte bine preia, se descurcă acolo, excelent. Pasează pentru Bălan, care intră în careu periculos și mare șansă, Barfă salvează de pe linia porții. Bălan, a doua ocazie rarisimă pe acest final de repriză. Așteptăm și ca arbitrul de rezervă să acorde minutele de prelungiri, 2 la număr. Prima repriză a meciului se va prelungi cu cel puțin 2 minute. Codrea preia acolo, Rareș Lazar încercase să se demarce, la fel ca și Daniel Dumbravă. Pasa înapoi la fundaș, la Gerson Ghimaraeș. Achim, greșit, Sima este cel care intervine. Ene pentru Bustea, totuși puțin lentă și previzibilă, telefonată această combinație. Barfă preia. Trimite în adversar, aruncare de la margine. Barfă îl depășește pe Codrea, fază care pare promițătoare. Bustea, Plumbuitu, deposedat de Ispas, tot Plumbuitu apare acolo la minge. Mihăescu se tot întoarce, pierde niște tempouri. A combinat cu Vasile Constantin, Mihăescu pasă greșită. Antrenorul Ștefan Odoroabă și-a pus mâinile în cap văzând această fază și are toată dreptatea. N-ai cum să faci echipă atunci când jucătorii nu te ajută. Din păcate. Evident că n-am să nominalizez, este
treaba până la urma conducerii, însă e clar că trebuie altceva. Tunar Chiajna 0-1 după 45 de minute, gol marcat de Codrea în minutul 5, revenind după pauză. We'll be right back.
La Tunare a început și să picure, prieteni, după pauză. 1-0 pentru Chiajna, gol marcat de Codrean, minutul 5.
Două schimbări pe care probabil le-ați auzit și pe stația de amplificare a stadionului. A ieșit Andreas Purcea, accidentat, după cum probabil vă faceți aminte încă din prima repriză. Locul său a fost luat la oaspeți de Giovanni Ghinfus, purtătorul tricolului cu numărul 80. De asemenea, Mihăescu, al cărui randament a fost îndoielnic, să zicem așa, în prima repriză, Mihăescu a fost înlocuit cu Alexandru Gheorghe, purtătorul tricolului cu numărul 14. Sperăm într-un joc de mai bună calitate în această repriză secundă, un joc pe care publicul spectator și telespectatorul merită cu prisosință. Rezultate la pauză în celelalte meciuri: CSM Alexandria Corvinul Hunedoara 0-2, CSC Schellenberg Progresul Spartac 1-1, iată că Schellenberg a reușit să egaleze până la urmă, Slatina Dumbrăvița 1-0, Metaloglobus Viitorul Pandurii Târgu Jiu 1-1 și Unirea Dej CSM Reșița 1-1. Intrare cu picioarele înainte, arbitrul a așteptat un pic până când să fluiere. Mirko Ivanovski, fost jucător și la Chiajna la un moment dat, Mirko Ivanovski. A fost mingea la mijloc între cei doi totuși, a fost un contact mediat de obiectul de joc. Se dă indirectă, cred, pentru că nu a existat contact între jucători. Mirko Ivanovski s-a ridicat. Lovitura liberă va fi executată de către Mihai Ene. Mihai Ene trimite către careul advers, un grup de jucători acolo care a sărit. Pe contraatac, Hlistei, foarte bună viteza sa de deplasare. Hlistei în colțul careului, scoate bine acolo pentru un șut de la marginea careului. L-au pierdut pe Torje, l-au pierdut și pe Burcea, cei de la Concordia Chiajna. Degajează Rogac din careu, Ivanovski, cel care a preluat banderola de capitan de la Mădălin Mihăescu, lăsat la cabine după această primă repriză. Gerson Ghimaraes, intervenție corectă la minge, un tackling britanic. Ivanovski a căzut din nou, însă n-a fost fault aici. Vasile Constantin rămâne mingea la el. A fost în duel cu Alexandru Stănic acolo. Din nou Vasile Constantin. Trimite înapoi, neavând altă soluție, Rogac combină aici cu Mihai Leca în propria jumătate de teren. Leca foarte bine îl angajează acolo pe Nicolae Sima. Centrarea lui Sima spre Ivanovski. Mingea cade acolo în careu. Da, Chiajna pare că a ieșit un pic prea pe vârfuri, dacă pot spune așa, de la cabine. Și spuneam, Tunariul când atacă la peluza tunurilor, adică la poarta din această repriză secundă, are o eficacitate crescută. Să vedem dacă se verifică în practică această ipoteză. Da, rămân în direct. Evident, așa este. E 1-0 în continuare pentru Chiajna în minutul 50, după golul marcat de Codrea în minutul 5. Între timp a început să și picure un pic la Tunari, cam aceasta ar fi vestea. Jocul s-a blocat după golul marcat de Codrea în prima repriză. Jocul efectiv parcă s-a blocat în treimea neutră, în fața celor aproximativ 400 de spectatori, pentru că tot mă întrebați la finalul relatării precedente de asistența care este aici pe stadionul central Arsenal din Tunari. Așa că idee trebuie să spunem
că Mădălin Mihăescu, capitanul celor de la Tunare, a fost lăsat la cabine la pauză de antrenorul Ștefan Odoroabă, înlocuit cu Alexandru Gheorghe, iar Mirko Ivanovski este acum capitanul echipei tunărene. Mădălin Mihăescu a avut câteva intervenții stângace pe undeva pe la mijlocul terenului și l-a exasperat efectiv pe Ștefan Odoroabă. Sunt două schimbări și la Chiajna. Torje a ieșit încă din prima repriză, accidentat, înlocuit cu Hlistei, iar la pauză Ghinfus l-a înlocuit pe excelentul Burcea, care și el s-a accidentat, a avut acolo o problemă musculară. Mingea acum este în posesia celor de la Chiajna, la centrul terenului. Să urmărim această fază pentru că s-ar putea derula ceva interesant, însă e o combinație destul de lentă care duce mingea acum către Rareș Lazar. Acesta a încercat să paseze către Hlistei, deposedat Hlistei, și se naște o acțiune de contraatac cu Alexandru Gheorghe, care transmite spre Ivanovski. Mingea se întoarce însă pentru Leca și iată că nici Tunariul pare să nu aibă curajul necesar de a presta un joc mai combinativ, mai penetrant spre poarta de la peluza Tunurilor, pentru că spuneam acolo, la peluza Tunurilor, echipa din Tunari este parcă mai bună, a marcat mai multe goluri de-a lungul carierei jucătorilor care acum îmbracă tricoul formației din Tunari. Centrare, Ivanov scrie cu capul, gol! Gol, 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 gol! Surprindem o reușită în transmisiune directă. Ivanovski înscrie la peluza Tunurilor, exact ce spuneam cu câteva secunde mai devreme. Centrare de pe partea dreaptă, Ivanovski rea cu capul din 10-12 metri și din minutul 52 se restabilește egalitatea aici la Tunari, 1-1. Două goluri în stil britanic. Codre a marcat cu capul la aceeași poartă în prima repriză, iar repriza a doua începe și ea tot cu gol cu capul marcat de către Mirko Ivanovski. Și conform tradiției, să zicem așa, dacă am prins un gol în direct, reamintim că s-a egalat situația pe tabela de marcaj la Tunari și ce dă legătura pe un alt stadion. Mulțumesc, prietenii! În minutul 52 a egalat cu o lovitură de cap Mirko Ivanovski, CS Tunari, Concordia Chiajna, 1-1. A ridicat în picioare tribuna acest gol al lui Mirko Ivanovski, pe care ați auzit că l-am putut relata în transmisiune directă și la Metropola TV, respectiv Radio Sport Total FM. N-am mai făcut-o încă o dată și pentru voi, pentru telespectatorii care sunteți pe YouTube, deoarece cu siguranță ați auzit ambientul sonor transmis pe canalele naționale pe care le-am precizat. Ivanovski ținut acolo de braț în acel duel pe care l-a avut ceva mai devreme cu Stănică, mingea ajunge la Izvoranu, degajare lungă acestuia și un balon care ajunge în zona lui Denis Ispas. 1-1, atmosfera s-a încălzit, chiar dacă spuneam picură în repriza a doua, acest aspect meteorologic nu a existat în prima parte a meciului. Plumbuitu, foarte bine l-așteaptă la învăluire pe Sima, pasa acestuia exact în latul ghetei de fotbal la Stănică, acesta trimite în adâncime. Încă un balon respins de Rogac până la Sima. A fost acolo Dorin Codrea. Acum Stănică. 1-1 mi se pare totuși un scor mai aproape de adevărul evenimentelor din teren de până acum. Asta și pentru că, zic eu, Chiajna, da, este superioară ca maturitate și ca experiență competițională, însă, exceptând golul pe care l-a marcat Codrea în startul meciului, nu mi s-a părut cu nimic în plus jocul prestat de elevii lui Eric Lincar în această partidă. Lovitură liberă. Orice fază fixă poate fi foarte, foarte dificilă. Florin Achim este cel care va executa. Centrare înaltă și Hlistei rea cu capul peste bara transversală. Mare șansă pentru Chiajna să treacă din nou în avantaj. Iată cât de mult l-a responsabilizat, se pare, banderola de capitan primită în vestiar pe Mirko Ivanovski. Jucător care a evoluat și la Astra și la Concordia Chiajna, mă rog. Are ceva ștate de serviciu în fotbalul românesc, știe și limba română. Golul său a fost extrem de important, mai ales că a venit în startul reprizei secunde, anulând astfel avantajul luat de echipa oaspete și este 1-1. Laurențiu Corbu pentru Chiajna se pregătește să intre în teren, suntem în minutul 56.
Schimbare la Concordia Chiajna, iese Florin Achim, purtătorul tricolului cu numărul 3, intră în locul său Laurențiu Corbu, numărul 2. Degajare lungă a portarului Oncescu, pardon, a portarului Zvoranu, cu pieptul Ivanovski a încercat să dirigeze acea pasă. Bustea depășit de Codrea, pasa ajunge la Bălan. Foarte bun Adrian Bălan, un jucător la fel cu experiență la nivelul primei ligi, un adevărat marcator, un jucător puternic, robust. Bună preluarea periculoasă acolo, pătrunde Dumbravă și Sima reușește să respingă din careul mic. Extrem de periculoasă această fază. Noul intrat Corbu se duce pe dreapta să execute aruncarea de la margine. O minge aruncată înapoi până la Rareș Lazăr. De aici până la Ispas, întoarce pe piciorul drept. Foarte bună pasa preluată pe piept de Corbu. Îl driblează pe Plumbuitul, dar acesta revine, degajează. Mingea devine un fel de proiectil, o ghiulea, pentru că acum terenul fiind un pic umed, condițiile sunt altele. Cred că era în offside acolo Bălan, dar deoarece nu a atins mingea, arbitrii n-au ridicat offside. Ne apropiem de o oră de joc pe stadionul din Tunari. CS Tunari Concordia Chiajna 1-1. Tot 1-1 a fost și în derbiul ilfovean cu Voluntariul, echipă de prima ligă, însă în Cupa României. Gerson Ghimaraeș respinge, Leca agață acel balon, acroșează și trimite pentru siguranță în afara terenului. A început să se răcească un pic atmosfera, a scăzut mercurul termometrelor aici la Tunari. Până la urmă e normal, vine toamna, însă ne-am cam învățat, sincer, să fim cu temperaturile mediteraneene. Minge preluat acolo de Ghinfus. Corbu și Codrea combină. A urcat liniile Chiajna după primirea golului egalizator. Ispas cu o pasă spre Dumbravă, acesta încearcă să pătrundă, scoate cornerul. Ivanovski respinge cu capul din spatele lui Cristei, apoi o minge șutată din prima, fără ca balonul să mai fie atins acolo, pământul, șut imprecis, care trece peste transversala porții lui Dani Zvoranu. Vasile Constantin, bun pe capitolul tehnică individuală, a preluat pe piept. Sima, pasă greșită, interceptată de Corbu. Pentru Hlistei, care deviază cu capul, intervenția acolo este a lui Denis Ispas. Iese prea tare aici Plumbuitu și îl faultează pe Laurențiu Corbu.
1-1 în continuare, prieteni, minutul 61 al partidei între cele două colege de județ, CS Tunar și Concordia Chiajna. Concordia Chiajna, care era la un moment dat singura reprezentantă a mediului rural în eșalonul de elită. Vorbeau despre această echipă atunci cei de la Radio Antena Satelor, dacă ne amintim. O pasă înapoi, Gerson Ghimaraeș primește mingea scurt de la Denis Oncescu. Iarăși în spate pentru același Oncescu, degajare lungă. Balon respins însă cu capul de către Radu Rogac. Ușor, ușor încep să se regleze anumite mecanisme. Hlistei încearcă acolo să îl introducă în combinație pe omul de bandă stângă. Foarte bun și el până acum, Daniel Dumbravă. Denis Oncescu, ce portar are Chiajna, născut în 2004, unul dintre underii echipei, ca și Andreas Burcea. Născut în 2005, el a fost înlocuit tot de un jucător tânăr, de Giovanni Ghinfus. Știm bine, există acea regulă, un 2003 și un 2005 trebuie să fie în teren. Timp de 90 de minute la Liga a doua, exceptând situația în care unul dintre ei este eliminat. Puține echipe își pot asigura postul de portar, un post cheie cu un under. Schellenberg mai are tot așa un under foarte bun ca portar. Portar titular. Apropo, să mai facem un tur de orizont și pe celelalte stadioane pe care se joacă la această oră. Deja de amiază, nu mai putem spune că este matineu. Apelăm evident la prietenii noștri de la Flashscore. CSM Alexandria Corvinul Hunedoara 0-2, CSC Schellenberg Progresul Spartac 1-1, CSM Slatina CSC Dumbrăvița 1-0, Metalul Globus București Viitorul Pandurii Târgu Jiu 1-1 și Unirea Dej CSM Reșița 1-2. Reșița, iată, foarte aproape de a câștiga meciul de la Dej. Între timp a început ploaia aici la Tunar, destul de binișor. Tocmai pentru că a început ploaia și pentru a evita vreun scurt, sunt nevoit să mă mut cu tot echipamentul undeva într-o zonă acoperită. Așa că timp de vreo două minute permiteți-mi, vă rog, prieteni, să mă mut. Dacă evident va fi o fază periculoasă, voi reveni la microfon.
A fost o situație ceva mai tensionată adineori. Mirko Ivanovski s-a certat cu banca tehnică a Chiajnei, cu Gabi Torje. Ivanovski trebuie să aibă grijă pentru că deja are un cartonaș galben primit. S-ar fi păcat să mai ia încă unul și să-și lase echipa în inferioritate numerică. Tocmai acum când iată a prestat un joc bun, a și marcat golul egalizator. Ispas cu o pasă spre partea stângă de unde vine centrarea. Leca respinge imperial cu capul de acolo. Același Ispas se descurcă, o pasă spre Dumbravă. Nu reușește centrarea Dumbravă, blocat de Barfă. Foarte încinse spiritele. Lovitură de colț de pe stânga pentru Concordia Chiajna. Încerc să văd exact ceea ce se întâmplă și în mijlocul careului, dar nu se centrează, este o pasă pe jos. Acum Hlistei trimite lovitura cu capul de la distanță destul de mare. Au abundat astăzi loviturile de cap. Altă dată nu era un procedeu atât de utilizat în fotbalul românesc, lovitura de cap, dar iată că astăzi ambele goluri au venit după astfel de faze construite cu centrări, ambele de pe partea dreaptă. Se solicită o schimbare, să vedem despre cine este vorba. Da, schimbarea îl implică pe numărul 83, Mihai Ene, care este înlocuit de Daniel Novac. De asemenea, încă o schimbare. Nu s-a mai văzut însă pe tăblița arbitrului. Ah, ba da, acum a ieșit Rogac în locul său. Intră Adrian Stoian. Dublă schimbare la CS Tunari. Au ieșit Radu Rogac și Mihai Ene. În locul lor au intrat Daniel Novac și Adrian Stoian. Plumbuitul este acolo, cel care poate să sprinteze pe partea stângă, centrare spre Ivanovski, minge respinsă, Vasile Constantin Prea, șut ratat de la marginea careului. Acum pe contraatac nu iese nici această încercare, această tentativă a Chiajnei. Suntem în minutul 69 deja, 1-1 între Tunar și Chiajna. Joc care s-a încins foarte, foarte mult în ultima perioadă. Ivanovski vine din linia a doua, Preia dirigează pasa spre Barfă. Acesta la rândul său combină în partea respectivă de teren. Resping însă cei de la Chiajna, o minge care este stopată de Sima. Codrea. Un dribling prea lung, balon recuperat acolo de către Bustea. Până la urmă, jocul zic eu că este mai mult decât agreabil, cel puțin acum în repriza a doua. În prima parte, ambele echipe cred că au rămas datoare la capitolul fotbal. Sima, foarte frumos, depășește acolo Sima, iată-l pasând. Mai bine merge jocul, Bustea încarcă și trage de la distanță, dar pe lângă poarta apărată de golkeeperul Denis Oncescu. Auzim și micuța galerie a suporterilor care sunt prezenți aici, pe stadionul central Arsenal din Tunari, făcându-și simțită prezența. 1-1, mai sunt aproximativ 20 de minute din această partidă, dragi prieteni. CSM Alexandria Corvinul Hunedoara 0-2, CSC Schellenberg Progresul Spartak 1-1. CSM Slatina, CSC Dumbrăvița 1-0, Metaloglobus Viitorul Pandurii Târgu Jiu 1-1 și Unirea Dej
CSM Reșița 1-2 sunt celelalte rezultate. Steaua cu Miercurea Ciuc se va juca luni de la ora 17:30 de minute. O pasă în bandă, încearcă din ce în ce mai des spre stânga cei de la Chiajna, unde este Dumbravă. Ispas, Codrea, construcția ajunge până undeva la 22-23 de metri. O piedică pusă acolo de către unul dintre mijlocașii echipei tunărene. Și este lovitură liberă. Ștefan Odroabă, din ce în ce mai agitat și el, simte că poate să ia un punct. Un punct care, sincer să fiu, ar fi neprogramat contra unei echipe de așteptări superioare, cum este Concordia Chiajna. Ștefan Odroabă, care, vă mai spuneam, a bătut cu Alexandria în startul de campionat la Chiajna. Ar fi a doua partidă a sezonului cu Ștefan Odroabă pe banca tehnică, fără să piardă contra celor de la Concordia Chiajna. Ba chiar a treia, pentru că tot cu o doroabă la timonă, Alexandria a bătut și în cupă pe Chiajna, în play-off, cu scorul de 1-0. Centrare lungă, însă în afara terenului, o minge care i-a nemulțumit pe suporterii echipei oaspete, o minge trimisă de Alexandru Stănică. Trece timpul de joc, mi se pare că este echitabil acest scor de 1-1, scor de egalitate înregistrat actualmente pe tabela de marcaj. Un punct care ar ajuta mai mult Tunariul decât pe Chiajna. Lupta pentru evitarea retrogradării va fi crâncenă, se va da, sunt ferm convins, la baionetă. Și chiar dacă sunt echipe cu punctaj mai mic, cum ar fi Alexandria sau Progresul Spartac în momentul de față, Lanterna Roșie n-are decât un singur punct. Play-out-ul va fi până la urmă cel care va decide încotro se vor duce echipele în perspectiva sezonului viitor. Schimbare la Tunari, iese Barfă. Intră în locul său Mario Tache. Schimbare la CS Tunari, iese Robert Barfă, înlocuit cu Mario Tache, purtătorul tricoului cu numărul 80. Mario Tache, un jucător de viitor și el, 2005. De asemenea, a fost o schimbare și la Chiajna, de fapt două. Două schimbări în același moment și la Concordia Chiajna au ieșit Daniel Dumbravă, numărul 21. De asemenea, a ieșit din teren Rareș Lazar, numărul 5, înlocuiți de Paul Pârvulescu, numărul 22, respectiv Alexandru Pop, numărul 24. Recurg cei doi antrenori la diverse scheme pentru a putea să își asigure un final de joc cu o echipă proaspătă. Fiecare dintre formații desigur că ar dori victoria, însă și una și alta s-ar mulțumi până la urmă și cu un punct, care înseamnă mai mult decât nimic. Suntem deja în minutul 75, dar cu siguranță vor fi, cred că vreo 4 sau 5 minute suplimentare care se vor acorda la această repriză a doua, care am observat-o cu toții, fără să fim cine știe ce doctori în fotbal, a fost mult mai fragmentată comparativ cu prima. Bine, și mai plină de conținut. S-a jucat fotbal mai bun în repriza a doua, după pauză, în comparație cu ceea ce am văzut în prima repriză. Un joc crispat din partea ambelor echipe. Un plus mare pentru creșterea calitativă a indicilor de joc îl are, bineînțeles, Concordia Chiajna, care are, pardon, CS Tunari, care în repriza a doua a avut o implicare net superioară. Un fault acolo la mijlocul terenului, plumbuitul renunță cu greu la această minge.
Câte 4 schimbări au fost operate în fiecare dintre cele două garnituri. Cum pauza nu este considerat moment pentru oprirea jocului, rezultă că a cincea schimbare poate fi operată de către ambii antrenori acum pe final de meci, pe ultimele secvențe. Lovitură de colț pentru Chiajna. O centrare înaltă acolo, balonul este respins. Iese mingea din careu, Listei preia, centrează din colțul careului mare, balon respins. A alergat acolo Mario Tache să facă pressing. Chiajna readuce mingea în zona careului, lovitură cu capul și șansă mare, dar apără acolo Izvoranu. Cum spuneam odată, apără Tătărușanu, acum este apără Izvoranu. Șutul i-a aparținut lui Alexandru Pop din interiorul careului. Șansă mare de gol pentru formația oaspete, care a obținut un nou corner de pe aceeași parte dreaptă în direcția de atac. Iarăși o centrare periculoasă. Două lovituri de cap din interiorul careului, dar imprecise și faza trece. Ne apropiem de final de meci, prieteni. Minutul 77, CS Tunari Concordia Chiajna 1-1. Repet, mi se pare un scor echitabil până în momentul de față între cele două formații aparținând administrativ de județul Ilfov. Concordia Chiajna este o echipă de drept privat, în pofida aparențelor. A evoluat și în prima ligă, are acest drept de a promova, în vreme ce formația tunăreană deocamdată are o organizare ca serviciu subordonat Consiliului Local și Primăriei Tunari, motiv pentru care, evident, nu poate promova. Motivul este prevăzut chiar de către legea sportului, legea educației fizice și sportului, legea 69/2000, cu completările și modificările ulterioare. Centrarea din lateral stânga, vine o lovitură de cap, centrarea lui Pârvulescu de acolo, cel care l-a înlocuit pe Daniel Dumbravă. A prins însă Izvoranu, care a fost la post. Izvoranu degajează lung de la marginea careului, dar nu era nimeni acolo. Ivanovski pare și el destul de obosit, în pofida faptului că a reușit să marcheze astăzi un gol. Nu știu dacă are benzină, scuzați termenul, să ajungă până în minutul 90. Ivanovski a fost acolo într-un duel cu Stănică. A ricoșat balonul afară, aruncare de la margine pentru Chiajna. În continuare 1-1. Gerson Ghimaraeș preia pe piept. Trece în jumătatea cealaltă, agățat de Ivanovski. S-a lăsat însă jocul să continue. Alte rezultate pe final de meci. CSM Alexandria Corvinul Hunedoara 0-2. CSC Schellimber, Progresul Spartac 1-1, Progresul rămas în 10 oameni, dar iată că rezistă. CSM Slatina, CSC Dumbrăvița 2-0, Metalul Globus, Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2-1, Unirea Dej, CSM Reșița 1-2. Doi jucători de cricket din zona Indiilor, care sunt oamenii brancardieri astăzi pentru CS Tunari.
Nu prea au înțeles ceea ce trebuie să facă acolo. Repunere din tușă de la mijlocul terenului către Mirko Ivanovski, face pressing, respinge Gerson Ghimaraes cu capul. Același Ivanovski, nu, n-a fost Ivanovski aici, a fost Bustea cel care a faultat. Aceasta e opinia arbitrului. Repun albverzii din propria jumătate de teren. Corbu, întâmpinat acolo Corbu și stopat pentru moment de Mario Tache. Minge către Hlistei, care lasă balonul să treacă spre bandă. Bălan în preajma fanionului de colț, centrarea lui Bălan și corner acordat. Cred însă că putea să existe și o altă soluție acolo la Alexandru Gheorghe, dacă nu mă înșel. Acesta nu era presat de nimeni. O fază făcută cadou Chiajnei, o lovitură de colț. Vine centrarea, Leca se înalță acolo și respinge, prelungește apoi cu capul Sorin Bustea de pe linia careului mare. O minge care curge din nou de la Corbu spre Hlistei. Acesta ia la mână pe Vasile Constantin, pătrunde în viteză Hlistei, centrare bună, șutul este ratat, Gerson Ghimaraes. Era offside însă, da, poziție neregulamentară la fundașul de culoare al Chiajnei. Lovitură liberă indirectă din preajma porții celor de la CS Tunari. Ne uităm și pe tabelă care arată minutul 83, prieteni. 1-1, Tunari-Chiajna. Un meci care se îndreaptă spre acest rezultat de egalitate, ce mi se pare, spuneam, echitabil în momentul de față. Degajare greșită. A fost foarte aproape de o intercepție periculoasă Alexandru Pop. Ghimaraes respinge din drop, Leca sare lângă Pop, îl incomodează, Bălan primește această minge, Bălan intră în careu, centrarea periculoasă, ocazia curge pe partea cealaltă cu șutul lui Pârvulescu, blocat. Lupte grele acolo, Alexandru Gheorghe reușește să iasă din apărare și Chiajna însă este foarte dedicată pe acest final de meci, după cum se poate observa. O altă centrare, mingea în dispută acolo în interiorul careului. Hlistei încurcat în momentul șutului, acesta pendulase deja piciorul pentru a deveni amenințător, dar șutul n-a ieșit până la urmă. Exact cum spuneam și acum vreo câteva minute, cred că repriza a doua este net superioară calitativ primeia. Ivanovski recuperează. Vasile Constantin. Foarte bună pasa și să vedem pătrunderea. O pătrundere a lui Tache finalizată cu un șut centrare de acolo. Este lovitură de colț pentru Tunari. Galeria, cam suporteri de rezultat, trebuie să spun, încurajează numai când echipa e în atac sau când marchează. Mario Tache este cel care execută lovitura de colț de pe partea stângă. Vine centrarea, aglomerație mare și din câțiva metri, e drept, poziție incomodă. Cineva din tabăra Tunariului, n-am văzut exact cine a reluat cu capul, însă a făcut-o peste. Denis Oncescu era acolo, portarul, tânărul portar de la Chiajna. Trece și această fază. Rămâne egalitate la 1, ne apropiem cu pași galopanți de finalul meciului, minutul 85. Ar mai fi deci 5 minute plus eventualele prelungiri care se vor dicta la această partidă. Pentru Hlistei această minge, intervine Corbu acolo, care a preluat după intervenția lui Daniel Novac. O altă centrare,
resping apărătorii Tunariului către Ivanovski, care încearcă să protejeze. Controlează bine mingea, încearcă o pasă lungă pentru contraatac, prea tare însă. Mult mai bună, repet, repriza secundă a jocului. Gerson Guimaraes în posesia mingii. Denis Ispas. Stănică. O pasă lungă în diagonala lui Stănică. Mingea este acolo respinsă. Bălan, nu, n-a fost Bălan. A fost Ghinfus acolo, dacă nu greșesc, cel care a încercat să devieze acel balon. Prinde însă portarul Izvoranu, acesta degajează lung în jumătatea cealaltă. Cu cât stă mai mult mingea în aer, evident cu atât se câștigă mai multe secunde până la finalul meciului. Tunariul se poate declara mulțumită cu acest X, cu acest punct împotriva Chiajnei. Corbu. Bine prea acolo, îl driblează destul de ușor pe Mario Tache. Bălan. Ocazia acolo, Bălan intră în careu, excelentă însă alunecarea. Salvată in extremis această fază de Alexandru Gheorghe. Hlistei, aruncare de la margine obținută de Chiajna, s-a repus pe lângă Sima. Corbu a centrat însă imprecis, Leca a reușit la rândul său o nouă intervenție bună. Mi-a plăcut mult siguranța acestui Leca. Ispas, șutul lui Ispas pe jos, minge respinsă de Leca pe traiectoria aeriană, iese acolo, hazardat Izvoranu, poarta era goală. Balon înălțat tot așa de Bustea. Lupte teritoriale, o minge trimisă lung, respinsă însă de Sima. Corbu vine în pressing. Același Sima, degajare în lung de linie. Nu mai este însă niciun atacant care să fie înfipt în coasta apărării adverse. Așa că preluarea lui Gerson Guimaraes a fost ușoară. Hlistei. Corbu pasă prea tare pentru același Hlistei pe poziție viitoare și mingea părăsește terenul. Pare accidentat portarul Izvoranu, care a căzut acolo. Se duce arbitrul Omuț să îi verifice starea de sănătate. Minutul 89, dragi prieteni, 1-1 Tunari Chiajna. Chemată echipa medicală pentru că un joc nu se poate desfășura dacă portarul nu este valid, nu este într-o stare de sănătate corespunzătoare. Pe final de meci, CSM Alexandria Corvinul Hunedoara 0-2, CSC Schellimber a marcat golul izbăvitor cu Progresul Spartac 2-1, Slatina Dumbrăvița 2-0, Metaloglobus, viitorul Pandurii Târgu Jiu 2-1 și Unirea Dej CSM Reșița 1-2. Echipele din fruntea clasamentului, Corvinul, Slobozia, Schellimber, iată că își păstrează blazonul. Corvinul foarte aproape de a obține toate cele trei puncte într-o deplasare lungă, tocmai în județul Telorman. Etapa se va închide, spuneam, luni, când Steaua întâlnește pe Miercurea Ciuc în Ghencea, de la ora 17:30. Ivanovski a deviat, să vedem către ce echipă se îndreaptă aruncarea de la margine. Chiajna este cea care a repus. Leca sare mai bine decât Bălan. Un duel al jucătorilor cu alură de basketbaliști. Centrare pe jos, periculoasă, ocazie pentru Chiajna. Foarte bine se apără însă băieții lui Odoroabă și sunt 7 minute de prelungiri arătate de către cel de-al patrulea oficial.
Partida se va prelungi cu cel puțin 7 minute. Ieșire frumoasă din apărare, închisă însă de Codrea. Pârvulescu trage de la distanță, dar imprecis. Mingea trece pe lângă stâlpul porții. Și am intrat, cum spuneam, prieteni, în cele 7 minute de prelungiri. 7 minute adiționale minimum, pentru că dacă se întâmplă ceva, dacă știu eu, există fragmentări sau necesarul de a intra în teren pentru medici, schimbări, goluri în acest interval dintre minutul 90 și 90 plus 7, nu este exclus ca arbitrul să suplimenteze, fără a mai da vreo informație publicului, cu cât consideră de cuvință. Nu s-au hotărât cei de la Chiajna cine să execute această lovitură liberă. Pierd timp, important. Lovitura se va executa din cercul median. Corbu este cel care până la urmă a primit această sarcină. Trimite lung către careu. Leca, a ena minge pe care o respinge cu capul. Mihai Leca. Hlistei trece acolo în dribling. Însă este deposedat de Bustea. Ivanovski driblează. Ivanovski pe contraatac. Încercase acolo o pasă, mingea a sărit tot la el. Un carambol acolo în care a fost implicat Nor Macedoneanul. Pe contraatac, faza este periculoasă din coace cu Pop, care centrează. Ocazie mare! Parada lui Zvoranu. Ce șansă a avut acolo Bălan să marcheze golul victorios. Pentru că sunt convins, echipa care înscrie acum marchează golul victoriei, fără discuție, chiar dacă ar mai fi vreo 5 minute. Greu de crezut că o echipă care înscrie acum va mai putea să piardă. Ce șansă pe contraatac! Avem schimbare acum efectuată în tabăra echipei gazdă, CS Tunari. Schimbare la CS Tunari. Iese Mirko Ivanovski, numărul 44, autorul golului. El este înlocuit cu Alexandru Stoian, purtătorul tricolului cu numărul 21. Capitan de echipă, al treilea în acest meci, Mihai Leca. Ivanovski așadar, înlocuit cu Stoian, se încearcă o betonare a sistemului defensiv, chiar dacă Alexandru Stoian e atacant de meserie și se duce în avamposturi, el poate să joace la nevoie și fundaș central. Mihai Leca a primit banderola de capitan, al treilea al meciului, după Mihăiescu și după Ivanovski. Să vedem dacă nu cumva se păstrează și tradiția ca după ce se schimbă banderola, noul capitan să marcheze, așa cum s-a întâmplat la Mirko Ivanovski în minutul 51, când a reluat cu capul, să ne amintim, din interiorul careului și a înscris. Hlistei are ceva șansă la această preluare. Codrea. Ambii capitani au marcat în acest meci și ambii au făcut-o cu capul. Codrea, respectiv Ivanovski. E lovitură de colț pentru Chiajna. La statistici clar domină Chiajna, care a avut posesie, a avut șuturi, a avut cornere. Însă, cum spuneam, în pofida tuturor acestora, mi se pare că scorul este unul echitabil. Centrare, Leca. Fără discuție astăzi, Mihai Leca este campionul mingilor respinse cu capul din propriul careu. O nouă centrare de această dată a fost Sima, care din fața a doi jucători adverși a respins cu capul. Hlistei forțează pătrunderea în careu, iarăși centrare, lovitură de cap, blocată și șutul din drop cu ristul exterior al piciorului stâng trece peste poartă. Șutul i-a aparținut lui Alexandru Pop. Undeva la 4 minute deja s-au consumat dintre cele 7 arătate de arbitri ca prelungiri pentru partida care până la urmă se constituie într-un derby al județului Ilfov, chiar dacă pozițiile ocupate de echipe în clasament sunt diametral opuse. Locurile 6 și 17 se întâlneau. Acestea erau pozițiile ocupate cel puțin înainte de runda în derulare.
S-a terminat meciul la turnul Măgurele, Alexandria Corvinul Hunedoara 0-2. Ce marș triumfal pentru Corvinul, care este și ea tot nou promovată, ca și Tunari, ca și Alexandria. Schellenberg, Progresul Spartac 2-1, suntem în prelungiri. Slatina Dumbrăvița 2-0, tot în prelungiri. Metaloglobus Pandurii Târgu Jiu, Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2-1. Și Unirea Dej, CSM Reșița 1-2. Cam aici, în intervalul 1-2 goluri, maximum 3 am avut în această dimineață, în acest matineu fotbalistic dedicat Ligii Secunde. Acțiune spre partea dreaptă, Hlistei centrează de acolo, vine intervenția lui Dani Zvoranu, care prinde acel balon, blochează. Zvoranu evident nu se grăbește să degajeze, mingea e în joc acum. Arbitrul nu putea interveni pentru trageri de timp eventual. Codrea n-a mai fost atât de laborioasă, n-a mai construit cu atâta limpezime în ultimele 15 minute nici linia de mijloc a Concordiei, motiv pentru care atacurile au părut a fi un pic haotice. De posedare însă acolo, Hlistei, la marginea careului, Hlistei pasă pentru Corbu, acesta recentrează, mingea este respinsă. Foarte bine, acolo pe contraatac, Vasile Constantin scoate resurse pentru poate un ultim sprint pe extrema stângă. Și el este unul dintre jucătorii remarcați a acestei partide, Vasile Constantin. N-a jucat deloc rău, ba din contră, aș putea spune că a făcut-o foarte bine. Nemulțumiți cei de pe banca tehnică a Concordiei Chiajna de faptul că simt cumva că le scapă printre degete două puncte importante în această dispută. O minge lungă, respins acolo cu capul, cel care a sărit a fost Adrian Stoian. Minge aruncate spre zona de la mijlocul terenului. Balon lung. Trei contra trei pe acest contraatac. Faza salvată de Gerson Ghimaraeș. Și după cronometrul meu, care nu e obligatoriu să fie sincronizat însă cu al arbitrului, s-a trecut de cele 7 minute de prelungiri. Bălan, faultat aici de Leca, transformat într-o fortăreață, zona de apărare a Tunariului. Lovitură liberă, distanța este mare, cam 30-35 de metri, așa că un șut direct către poartă nu-i soluția optimă. Foarte probabil se va încerca o centrare spre acel careu supraaglomerat. N-a mai rămas nimeni, cu excepția lui Oncescu, în jumătatea Chiajnei. A fost o fază, dar bine, contextul era diferit la Progresul cu CSM Alexandria săptămâna trecută, când portarul Progresului era 2-1 pentru Alexandria, a ieșit la ultimă fază și s-a făcut 3-1 pe contraatac. Lovitura liberă executată de Pârvulescu, lovitura cu capul, paradă impecabilă lângă stâlpul porții a lui Dani Zvoranu și se termină 1-1. Apoteotic acest final, Tunari Concordia Chiajna 1-1, scor egal. Meritat, zic eu, echitabil, cele două echipe își împart punctele. Cristian Frisc vă mulțumește pentru atenție. Toate cele bune!